nivelul maximelor, cât și la nivelul minimelor. Începutul săptămânii viitoare va avea valori maxime negative în toată țara. Vorbim în special în Moldova de minus 10, în zonele de presionare minus 15 grade, chiar și la nivelul capitalei, undeva la minus 7, minus 8 grade. Este posibil să avem ninsori, vom vedea într-o primă parte a acestui episod, mai ales că încă masa de aer cald este prezentă. Este ciclonul care aduce precipitații începând din așa cum deja ploile sunt prezente în vestul țării cu extindere spre celelalte regiuni. Solul este încă cald. Vom vedea stratul de zăpadă, grosimea stratului de zăpadă. Dacă va fi una consistentă, ne așteptăm undeva la 15, poate 20 de centimetri în zona Moldovei, mai ales în jumătatea de nord, unde aici temperaturile vor fi mai coborâte. Dar, pe măsură ce se instalează masa de aer rece în aproape toată țara, este posibil ca pe parcursul săptămânii viitoare să înregistrăm ninsori, predominant ninsori, în special în Moldova, posibil și în Dobrogea și în partea de sud-est. Vom vedea la episodul din 22-23 martie. Dar până atunci vorbim de o săptămână cu temperaturi care în Moldova, în Dobrogea, în Muntenia, să ne aducă aminte de iarnă.